Gerul Bobotezei a venit mai târziu la malul mării. Constanța se numără printre județele vizate de un cod galben de ninsori, viscol și polei. Avertizarea este valabilă până marți la ora 10. Luni am avut parte în Constanța de temperaturi de minus 2 grade, iar în noaptea de luni spre marți vor cobori sub pragul de minus 5 grade. Marți vremea va fi geroasă, temperaturile maxime se vor situa între minus 6 și minus 2 grade, iar cele minime vor cobori noaptea până la minus 10 grade. Cerul va fi noros și va ninge, iar vântul va sufla cu intensificări temporare, mai ales ziua, viscolind zăpada, reducând vizibilitatea și accentuând senzația de frig. Miercuri se opresc ninsorile, dar temperaturile rămân scăzute, mai ales noaptea.